Alianța Creștin Liberală acuză intenția vicepremierului Liviu Dragnea de a permite într-o ordonanță de urgență primarilor ca într-un interval de două săptămâni să poată migra către alte partide fără a-și pierde mandatul. Guvernul Ponta va încerca să facă presiune asupra lor cu fonduri guvernamentale. Le va spune primarilor că vor primi bani pentru salarii la rectificarea din toamnă sau că vor cofinanța anumite proiecte sau că vor primi bani pentru handicapați și însoțitorii persoanelor cu handicap dacă vor trece la PSD. Reprezentanții ACL spun că își vor lua toate măsurile pentru a-și proteja primarii de aceste posibile racolări. Evident că Alianța Creștin-Liberală nu va sta cu mâinile în sân, vom ataca și la avocatul poporului, la Curtea Constituțională, vom sesiza Comisia de la Veneția pentru că este o măsură total nedemocratică. Migrația primarilor este interzisă de legea din România din anul 2006, an în care înaintea promulgării acestei interdicții a și fost acordată o asemenea perioadă de grație care atunci s-a întins pe o perioadă de 45 de zile.